Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, haideți să facem o discuție pur teoretică despre bani. Că na, la teoretic despre bani mă teoretic descurc. Despre bani putem vorbi foarte mult. Am vrea să facem un apel în acest moment la toți oamenii serioși de pe frecvență și la multimilionari. Cine are în conturi peste 10 milioane, 15 milioane de dolari sau euro, sau au mai rămas și mărci germane, deci cine are peste 10-15 milioane să ne sune, să ne spună cum e viața. Așteptăm să ne sune milionarii. Știi că, știți care este... S-a umplut linia. Da, mândria noastră. Noi de fiecare dată când cerem aici să ne sune avocați, profesori, juriști, șoferi, nu știu, contabili, habar n-am. Orice meserie. Orice meserie am primit telefoane. Uh-huh. Când am cerut să ne sunați, de oriunde din lume, am primit telefoane din Qatar, din Australia, din mai America, din Rusia. Peste tot în Rusia am primit o singură dată. În 10 ani nu am primit un telefon din Rusia. Niciodată nu ne-a sunat domnule Sorin Ovidiu Vântu. Să spun, cred că mai are 10 milioane de euro, nu știu dacă mai are. Poate mai are. Sau poate ține ție. Poate nu la el. Poate ne mai ascultă cineva și vrea să dea un telefon. Așa. 0372069599. Deși și acolo am senzația că s-au produs niște confiscări ceva de genul ăsta. De ce vă întrebăm? Pornim de la această întrebare. De câți bani ar avea nevoie un om ca să o ducă, ca să ducă o viață ideală? Serios, acum, dincolo, lăsă milionare, cu ăștia nu poți vorbi serios niciodată. Ăștia sunt puși numai pe șotii, pe glume, pe de-astea. Ia uite că sună ceva. Deci 0372069599. De câți bani ar avea nevoie un om ca să ducă o viață ideală? Sumă totală, la asta mă refer, deci nu pe lună. Luca a început să calculeze. Deci cu câți dolari eurici te-ai lăsat de muncă? Sau ai lucrat numai așa, de plăcere, de amuzament, te-ai călătorit? Ce ai vrea tu să faci de banii ăștia? De ce vă întreb? Pentru că s-a făcut un sondaj global. În vreo, mă rog, global în 8 țări din toată lumea. România nu este printre aceste, că noi am fi stricat media. Răspunsul pentru majoritatea oamenilor, conform acestei noi cercetări făcute mai multe țări, este, tobe suspans, nu știu ce, 10 milioane de dolari. Deci 10 milioane de dolari, o viață ideală, acum înțelegi pe doamna Udrea, în primul an de activitate. Adică, da. Deci cam peste tot ar fi așa, să știți, 10 milioane de dolari, majoritatea, în Argentina, 3 sferturi dintre argentinieni au dat răspunsul ăsta, 10 milioane de dolari. China, 74%, Brazilia, Rusia, Suedia, India, Australia, Franța, mari majorități, peste 2/3, toți 10 milioane. Americanii sunt mai lacomi, doar 46% consideră că le-ar ajunge doar 10 milioane de dolari, ar vrea mai mult. Ești unii mai ar vrea, da, unii ar vrea vreo 100 de milioane. Eu sunt de acord. Adică dacă e se împarte ceva și ai de ales 10 milioane sau 100 de milioane, eu mă scriu la 100. Normal. Cine vrea 10 milioane, se mulțumește cu 10 milioane, e ok. Eu mă mulțumesc cu 100, nu m-ar deranja deloc chestia asta. În Regatul Unit, un sfert dintre britanici spun că pentru ei ar ajunge pentru viața ideală 1 milion de dolari. Eh. Ce mai e milioane de dolari? Da. Cred că n-au înțeles întrebarea. Da. Sincer, deci n-ai cum. Asta e. Mai ales în Marea Britanie, unde e și mai scump decât la noi. Da. Mult mai scump. Adică dacă ar fi să te lași cu totul, dacă stai să te gândești, că până la urmă știi tot la un venit lunar ajungi dacă nu te apuci de afaceri. Că presupui, bă, băiatule, dacă ai nevoie să-ți dea cineva banii ăștia, înseamnă că nu te pricepi să-i câștigi. Evident. Și atunci dacă nu te pricepi să-i câștigi, înseamnă că la singurul lucru care ești bun ești să-i cheltuiești. Da. Și cum poți să-i cheltuiești? Păi îți faci pe lună. Cât ți-ar trebui ție pe lună și după aia acumulezi. Deci pui cât să mai trăiești tu. Ar fi să așa fie. Am făcut eu socotul. Da. Și cât și ai ieșit? 4.800.000. Pune 5. La ce speranțe de viață? 5. Am zis că o mai duc 40 de ani. Adică 82. 82. Ai pus, cum ai ajuns tu la 82? Am mai pus 40. Am mai pus și eu 40. Deci, practic, 90. Ești la jumate. Nu, eu m-aș mulțumi, 82 sunt... Nu vrei să ajungi la 90 de ani și vorba aia să nu mai ai decât 2-3.000 de euro pe lună. Exact. Punești tu mai mult, adică la 90 de ani... Pe de asta zic, rotunjim la 5 milioane. Și am pus 10 miuțe pe lună. 10 miuțe pe lună. Da. Deci ar rezulta... Aici ar include tot. Așa tare s-au scopit micii la obor. Nu mă, da, aici eu pun familia, copii, tot. Ai vorbit voi să-mi fac și eu un calcul. Deci dacă am 10.000 ai pe lună... Ai speriat vânatul, ai zis să sunem milionari, n-avem atâția milionari pe frecvență, dar sunați-ne, e doar un joc. Ne jucăm și ne imaginăm că am putea să ne gândim la o sumă anume. 0372 069 599. Uite, stăm de vorbă cu Vali. Bună dimineața! Neața! Neața! Salut! Ia zi, Vali, ești milionar?
Da, milionar în gânduri. În gânduri, da, eu aș zice că e o utopie chestia asta. Niciodată n-ai să știi cât bani ar trebui să duci o viață ideală. Însă mai mult ca sigur o sumă de genul 10 milioane de dolari probabil că ar fi suficientă. Ar fi ok și așa. Întrebarea alta. Da. Da, întrebarea alta. Dacă ar fi să alegi între 10 milioane sau 100 de milioane de dolari și faptul că nu te putea trezi a doua zi, ce ai alege? Să te trezești sau acei 100 de milioane de dolari? Lasă banii cei nebunit, că bani mai facem. Da. Banii ne mai descurcăm noi cu banii. Și plus 100 de milioane pentru o singură zi, asta ar fi un subiect de film. Ai o zi să cheltuiești 100 de milioane de dolari. Ce nu faci? Cred că reușești. Probabil că da. Probabil că nu. E greu să cheltuiești 100 de milioane de dolari. Dacă ești politician în România, poți să spargi 100 de milioane de dolari. Cu siguranță. Imediat. Siguranță, n-ai nicio da. Mulțumim! Mulțumim tare mult, interesantă abordare. Să știi că și mie mi-a ieșit Luca tot așa 4.800.000 pune 5, dar eu zic dacă lumea a zis 10, nu mă pun. Merge tot pe 10. Tot asta ți-a dat și ție? Da, da. Păi putem să ne împăcăm că luăm unul de ăsta de 10 milioane. Da. Grant. Dar tu n-ai nici lăbărție atâția bani. Ție nu se că tu îți faci cumpărăturile de la obor. Acolo e ieftin. Eu stau în Florida. De... Da, mă, dar se mai adună niște astea cu copii, cu... Școli. Cătălin, bună dimineața. Bună, Cătălin. Neața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Salut. 15 milioane cum ai de făcut? Euro, cred că ar fi suficient. Așa. Echivalentul la câteva mii bune pe lună. Aha. Asta și... fi traiul minim. Și cum ai face? Ca când familia... te-ai vedea cu atâția bani numeroasă. În cont? Când te-ai vedea cu atâția bani în cont? Ai fi disciplinat? Sau ai zice, hai să bagi joc? Sincer? Aș încerca de toate la un moment dat, dar o să intervină cumpătarea la momentul oportun. Crezi tu? Da, de-aia să nu fie prea târziu. Da, ai pus 5 peste, da. Că primii 5 îi faci asta praf. Zic. Luăm, Luca, facem așa. Exact, de 5 sunt peste pentru a interveni cumpătarea mai exact. Târziu. Da. Luăm 15, spargem 5 într-o lună, ideea două. E că dacă ai apucat să intri în aia 5, da. E mai greu să mai intervină cumpătarea, că prinzi te gustul mai oprești. Și vezi, mă, aici te tot duci. Știi cazurile, adică știți cazurile cu câștigătorii la loterie? Da, toți au teoretic, ajuns practic, rău. Noi nu știm nimic despre, știm doar câteva cazuri. Păi câteva cazuri, nici nu au fost mulți. Da, dar cum? Că milionari la loto sunt cu duiumul, dar nimeni nu știe nimic de ei. Da, da, dar câștigă puțin. Ce faci cu un milion de lei în ziua de azi? E mai mult te încurcă. Tu ai văzut cât costă gazul, curentul, benzina? Asta da. Da. Vrem deci, nu știu cum să facem noi, iar nu ne-a sunat niciun milionar adevărat. Cred că avem o problemă cu audiența în situația cred asta. Cred că se odihnesc, da. Băi, milionarii adevărați la ora asta muncesc de mult, să știi. Și n-au timp să stea pe radio, să ei sunt numai pe afaceri, pe business. Crezi că sunt, e posibil să fie băgați în cripto și în asta și dacă a scăzut Bitcoin-ul, s-ar putea să nu mai fie chiar așa milionari. Asta zic, dacă e careva pe cripto, da, crypto, înțeleg că e nasol cu cripto. E foarte nasol, așa cum, de fapt, au zis destul de mulți că este da. O bună șmecherie. A fost, câțiva au reușit să iasă la timp. Ăia, da, au făcut milioanele, acum le cheltuiesc și probabil că, na. Bine, deci ce mai facem? Numai, hai, atât. Mulțumim. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.